taxa reperă de la 10 euro, codul SMIL 11279. Și este finanțat în cadrul programului operațional regional 2014-2020, axa prioritară 6, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1, stimularea mobilității regionale, prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT, inclusiv a nodurilor multimodale. Proiectul va fi implementat începând de astăzi, de la semnare, în cadrul unui parteneriat format din Consiliile Județene Botoșani și Iași, împreună cu 15 comune de pe traseu în produs, și anume Albești, Blândești, Călăraș, Dângeni, Dobârceni, Gorbănești, Hănești, Hriticeni, Lunga, Mihălășeni, Răuseni, Sulița, Todireni și Trușești din județul Botoșani și comuna Șipote din județul Iași. Profit de ocazie și le mulțumesc partenerilor noștri pentru colaborare și promptitudine în furnizarea datelor necesare cererii de finanțare. Beneficiarii direcți sunt peste 54.000 de locuitori ai celor 15 comune. Lungimea totală a drumurilor județene ce vor fi reabilitate și modernizate este 106,265 de kilometri și cuprinde 5 tronsoane. Deci o să încerc să revin zona de la limită de la județul Iași și Șipote și 5 tronsoane de drum pe care le voi explicita în mod succint.